S-a terminat cu vrăjeala. Hai să vedem dacă rezolvăm. Nu mai am baterie la cameră, sper să rezolv în 5 minute. Salutare, lume! Andrei aici, pentru Multilingo. Alzodan, nu știi cum să spui că ai luat ceva, că primești ceva în limba germană? Nu-i nicio problemă, boss. I've got you covered, Bruder. Also, wir beginnen zunächst mit bekommen. Ok? Deci sunt mai multe cuvinte prin care puteți să spuneți că ați primit ceva în limba germană, unul dintre ele, și cred că sunt cam 5, dacă nu mă înșel. Unul dintre ele este bekommen, ca și exemplu. Ich habe etwas bekommen. Eu am obținut ceva. Acțiunea se petrecu deja. E în trecut. E gata. Înseamnă să obții ceva. Acesta este termenul cel mai generic, bekommen. Este termenul cel mai generic din grup, deoarece are cele mai puține implicații despre cum și ce se obține. Implică faptul că procesul este terminat, spre deosebire de empfangen. Ok? Și așa ajungem la cel de-al doilea exemplu. Exemplu, goddammit. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Empfang haben. Ok? Empfang, recepție, empfangen. Ați înțeles? Ok. Empfangen înseamnă să primești ceva sau pe cineva care vine la tine. Ok? Deci să primești ceva sau să primești pe cineva care vine la tine. Nu indică modul în care ai obținut un anume ceva. Spre exemplu, dacă l-ai primit în mâinile tale sau nu. Este folosit pentru e-mail-uri și poate fi folosit pentru ceva continuu, cum este, spre exemplu, un semnal radio, ok? Bun, empfangen indică faptul că stai pasiv, dar aștepți activ să sosească ceva, cum ar fi, spre exemplu, oaspeții. Bun, trecem la numărul 3. Ich habe, și vă dau direct exemplu, ich habe Ihren Brief heute erhalten. Vielen Dank. Erhalten înseamnă să primești ceva ce ai așteptat, folosit Exclusiv, exclusiv pentru obiecte. Ar putea fi o scrisoare, par exemplu. Prin termenul halten înseamnă a ține, se indică faptul că este de obicei ceva suficient de mic pentru a putea fi ținut în mână sau în mâini. Okay? Halten, zu halten, a ține. Exemplul numărul 4. Ich nahm das Geschenk mit Freude entgegen. Asta e forma la trecut. Forma la trecut, parcă aș fi. Cum vorbesc așa. Bun. Cuvântul de interes este entgegennehmen. Înseamnă să iei ceva ce ți este oferit într-o manieră mai oficială, ca spre exemplu, cum ar fi, spre exemplu, o scrisoare recomandată. Asta implică faptul că obiectul devine proprietatea ta. Sau că acționezi pentru ca, spre exemplu, o companie să primească oficial ceva. Ok? Entgegennehmen. Termenul nehmen, la fel ca și înainte, halten, a lua, indică de asemenea că ceea ce se obține poate fi ținut în mâini, în mână, în mâini, așa cum este, spre exemplu, o scrisoare. Ok? Bun, exemplul numărul 5. Vă dau propoziția. Ich werde auf dem Heimweg Milch und Brot besorgen. Ce înseamnă asta? Că în drumul spre casă voi lua lapte și pâine. Besorgen, okay? Înseamnă să mergi undeva și să vrei să obții ceva, cum ar fi cumpărăturile sau mersi ceva de la un prieten, spre exemplu, okay? Și mai avem ceva, da, mai avem kriegen, cum vreți să-i spuneți. Înseamnă o primire pasivă a ceva anume, ca și exemplu de propoziție. Wir kriegen ein Kind. Sau wir kriegen ein Kind, dacă nu vreți să ziceți r. Wir kriegen ein Kind. O să primim un copil. Mă rog, se referă la faptul că o să avem un copil împreună. Poate să indice faptul că ai avut puțin sau nu ai avut control în obținerea acestui ceva, nu neapărat un copil. Poate fi, ar putea fi considerat ca fiind aproape 100% echivalent cu bekommen într-o formă colocvială.
Da, rețineți că bekommen și kriegen pot schimba sensul cu, cu prepoziția corespunzătoare. Spre exemplu, herausbekommen, hinkriegen, rauskriegen și așa mai departe. Da, și cam așa spuneți în germană că ați primit ceva anume. În română puteți spuneți am primit asta, am primit o scrisoare, am primit un mail, am primit un copil. Mă rog, nu pot să spui am primit un copil. Mă rog, pot să spui și asta. În principiu, ați văzut diferitele forme prin care puteți să spuneți că ați primit ceva, da? Ce voiam să mai zic? Partea 10. Partea 10. Și nu pot să, să mișc mâinile prea mult pentru că am microfonul chiar aici. Partea 10 din seria 1000 de propoziții în limba germană este pe vine. Mă vine să credeți că veți fi parcurs 500 de propoziții. Wow! 500 de propoziții. Damn! Felicitări! Da, și o să continui până la partea 20. La fel și cu limba engleză. O să mai lucrez și la side project-ul ăla. Cum în aibă zice? Show-ul lui Andrei. Încerc, n-am timp, goddammit! Încerc! Ok, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem în videoclipul următor și cred că se duce bateria în curând. Hai, pa!